Echipa noastră a întâlnit la un târg tradițional de la Timișoara un meseriaș ce mai știe arta producerii opincilor. El continuă cu patima această tradiție a confecționării opincilor unisex, chit că acestea nu se mai poartă. Cine să le cumpere și cine are nevoie de ele în secolul 21, aflați în continuare. De unde această pasiune pentru opinci? E foarte greu. Din păcate, opincăria se pierde în țară. Pasiunea la mine a ajuns într-o întâmplare, pentru că eu vin într-un sala limită a județului Timiș, din Sintești, și acolo este o tradiție foarte veche a călușoarilor. Se joacă de câteva sute de ani și încălțămintea tipică sunt opincile, dar la un moment dat ele s-au dat de la tată la fiu și s-au rupt. Și atunci am încercat să le refacem, nie fiind opincari, fiecare a încercat cum a putut și eu cel care am reușit să le fac până la urmă. Și de aici, asta a fost până în 1994-95, eram copil încă. Și de acolo, încet, încet am început să mă pun în țară, am început să găsesc opincari bătrâni, am început să adun opinci vechi, să le desfac, să văd cum sunt făcute și într-un final am reușit să reînvii, zic eu, poate că sună mândrie, dar noi, tradiția opincăritului în zona noastră. Practic n-ați avut nevoie de meșter care să vă învețe. Ați demontat opinca și ați văzut cum funcționează, nu? Cum e făcută. Da, asta a fost la bază, dar după aceea am mers, pentru că chiar și anul ăsta și este destul de mulți ani, am mers în Maramureș strict pentru asta. Am aflat că sunt câteva meșteri foarte în vârstă, am mers la fiecare, am stat la fiecare și m-am uitat, pentru că procedeul de bază nu e greu, dar sunt anumite șachichițe, să le zic, pe care dacă nu le știi, nu iasă opinca și nu arată ce trebuie. Și, până la urmă, fiecare învățăm, cu fiecare pas mai învăț câte ceva. De zonă se diferențiază această fabricare a opincilor, de Oltenia, Buntenia, Dobrogea? Da, în primul rând știți că opincile cele mai vechi, sunt cele mai vechi încălțări din zona asta, în numai România, se fac și în alte țări, dar diferă. În primul rând pielea. Ardeal, Banat se folosește piele de vită, Oltenia, Moldova, piele de porc, în primul rând. Apoi procedeu. Mare diferență la călcâi. De exemplu, în zona noastră nu se coase călcâiul. În zona Olteniei și Moldova călcâiul cusut. Pe de altă parte, la noi, vârful, gurghiu este ridicat, nu este simetrică, sunt niște flori specifice, deci sunt diferențe, sunt. Da. Și pe partea asta de material pe care îl folosiți dumneavoastră, ce utilizați? Piele de... Piele de vită. Am norocul că statul Sintești, până la comunism, a fost un sat de tăbăcari. Și s-au păstrat tradiția asta, tăbăcim și noi. Acum mai rar, că nu mai prea sunt animale, mai și cumpăr, dar numai piele de vită. În general, vită, pielea de pe spate, care e mai groasă. Ce deosebire este față de pielea de porc? În primul rând, e mai rezistent, e piele groasă, se tăbăcește mai bine. Pe de altă parte, îți dă voie să faci anumite, cum să vă spun eu, să o înfrumusețezi. E adevărat că la început opincile nu erau frumoase, erau doar utile, dar acum, pentru că nu se mai poartă zi de zi mai mult la soliști, la dansatori sau e o modă, trebuie să arate și bine. Și atunci, pe o piele de porc e greu să lucrezi. E o piele subțire, pielea de porc se udă, e casantă, pe când pielea de vită se poate lucra frumos. Pielea de porc necesită mai multe întrebuințări, adică pregătirea mai pe îndelete, așa? Nu, la pielea de porc e mai simplu. Pielea de porc, după ce o fierbi, se udă și aia se mulează pe picior. Practic, faci un calapod după piciorul fiecăruia, pe când pielea de vită nu. La pielea de vită o croiești ca un pantof. Deci nu se face calapod. Știi mărimea, pui piciorul și se croiește. Câte opinci ați făcut pentru când va ieși prima opincă așa pe care ați și încălțat-o? Am lucrat un an, cred că. Mai ales că opincii la călușari se făceau din cauciuc. Pentru că știți, în momentul în care a apărut cauciucul după 1900, oamenii și-au dat seama că se pot face opinci din cauciuc pentru că nu se udă. Pielea se udă și atunci udându-te e mai greu, dificil, toamna, iarna, și s-au făcut din cauciuc. Și atunci cauciucul nu e ca și pielea, o să vedeți când lucrezi, pielea se mulează, ia o formă frumoasă, se poate modela. Cauciucul nu stă cum vrei și atunci dacă nici nu știi, nici nu nimerești, primele încercări le păstrez așa ca să mă sperii câteodată, dar nu aveam nicio treabă cu opincile. Deci cam un an de zile am avut nevoie până când să reușesc primele opinci ca lume. Da. Dumneavoastră că sunteți căutat, nu? Așa că am meșter opincari de ansambluri folclorice sau și de oameni care mai utilizează opinci. Tot e mult spus, fac opinci, am făcut câteva sute de perechi de opinci, poate peste 1000, zic eu. Am făcut și pentru ansambluri. Știți cum, lumea în ziua de azi nu prea mai cumpără opinci, pentru că, zice, decât să dau, să zicem, o sumă de bani pe perechi de opinci, oricum e derizorie, mai bine cumpără perechi de pantofi. Cumpără soliștii, cumpără dansatorii, cumpără bătrânii și cumpără oamenii care se pasionează folclor. Dar majoritatea le cumpără să le ia la sărbători sau să le pună în casă, ca amintire. Deci,
dacă acum o dumneavoastră aveți o bucată de piele în buzunar, vă puteți face oricând o nouă pincă. Deci nu necesită mult un atelier specific. Nu. Și de-aia eu sunt ferm convins că asta e motivul pentru care portul opincilor s-a dus așa de mult până în secolul 20. Pentru că ca să-ți faci o pincă ai nevoie de bucată de piele. Omul totul avea o straiță în care avea așa ceva, un cuțit sau acum mai zicem potrical, o preducea și un ciocan sau o piatră până la urmă. Faci niște găuri, tai o nojiță și îți faci o încălțăminte. E foarte simplu. Gândiți-vă că publica Badea Cârțan la Roma și-a făcut opincile pe drum, că nu și le-a cumpărat. De unde să le cumpere din Imperiul Austro-Ungar? Deci să pot face într-o oră, poți să-ți faci o pregă de opinci. Metoda tradițională era așa, te descălțai, puneai piciorul pe bucată de piele, decupai în dreptunghi, făceai niște găuri și începeai să coși opinga. Eu, pentru că lucrez cu copiii la școală, i-am învățat să lucreze cu șabloane. O să vă arăt, o să vedeți un șablon, se vede că e folosit, uitați-vă cât e de uzat. Asta e, eu le-am făcut pe mărim, pentru că, în mod normal, când te obișnuiești să lucrezi, știi cam câte găuri pe fiecare parte, de unde încep să... O să vă explic. Dar la copii e mai greu și atunci, ca să învețe, eu le spun, luați șablonul, ce mărime vrei să faci? 38, ia șablonul, le dau o singură mărime și învăț tot timpul. Diferența dintre o mărime și alta e numărul de găuri pe care le faci. De la orice număr pleci, o gaură în plus pe lungime îți dă un număr în plus la pantof. Asta e singura diferență. Când o să fac opincile, o să vedeți că o pincă 38 pare mai mică ca un pantof 38. Dar de fapt se potrivește și la un picior 39, pentru că opincile trebuie umplute. Ele sunt ca un pantof. În momentul în care o încalți, bătrânii purtau ciorapi de lână sau obiele, erau groase ca să potrivească și atunci ele umpleau opinca. Deci în momentul în care vine și îmi spune omul, eu am 45, eu îți dau o pincă care lui se pare 42, dar 100% o să fie bună, pentru că ea trebuie umplută. Florile, vă cumpărați pielea direct colorată, nu? Nu, noi o colorăm. Culorile se fac cu plante, se vopsesc, se fierbe, se jupoie animalul, se pune pielea în var, după câteva zile se răzuie pielea, se fierbe și atunci când o fierbi, se pun în diferite plante, sau diferite coși de la copac, în funcție de ce culoare vrei să-i dai. Și atunci obții culoarea asta. Unele sunt cumpărate, adevărat, pentru că vă spuneam, e greu să mai găsești piele de animal acum. Da. Și atunci o cumperi, dar e foarte scumpă să cumpă. E scumpă. O piele calitativă pentru opinci, de la 150 de lei în sus metru pătrat. 150, 200, 300 de lei. Și într-un metru pătrat poți să faci 3 perechi de opinci. Ținând cont că atunci când lucrezi pentru un ansamblu, vinzi opinci de 100 de lei, tu dintr-un metru nici nu scoți banii de piele. Da? Eu nu fac, pentru mine e un hobby și eu fac, îmi place să fac opinci.